Când a spus de 3 zile în continuu ce n-aș da, ce n-aș da, cu cine te întâlnești în aeroport? Cu cine te întâlnești, nu? Vezi, atracția universală. Așa e. Narcisa Moisa a fost dată de gol pe internet de Bogdan Mocanu. Cântăreața a fost surprinsă cu un test de sarcină în mână. Bogdan Mocanu s-a întâlnit printr-o coincidență cu Narcisa Moisa și soțul ei Ioanes la aeroportul Otopeni, pregătindu-se să decoleze spre Dubai. Fiind fericit de întâlnire neprevăzută, Bogdan a vrut să împărtășească bucuria cu urmăritorii săi din online. În filmarea postată, fanii au fost cei care și-au dat seama că Narcisa are într-o mână un test de sarcină. Totul s-a întâmplat în câteva fracțiuni de secunde. Până în acest moment, totul rămâne la stadiul de presupunere, deoarece Narcisa nu a declarat nimic pe baza acestui subiect, cum că ar fi însărcinată. Narcisa a devenit pentru prima oară mamă în anul 2013. Viața ei s-a schimbat de atunci radical și iată că 6 ani mai târziu, în anul 2019, avea să mai aducă pe lume al doilea copil, tot băiețel. Imediat după ce a aflat că este însărcinată pentru a doua oară, Narcisa s-a declarat extrem de fericită, norocoasă și binecuvântată. L-am sunat pe soțul meu să-l întreb pe unde se află pentru a-i da vestea, dar el, fiind o persoană nerăbdătoare, a insistat să-i spună la telefon. Prima lui reacție a fost una de neîncredere, credea că glumesc, iar când a ajuns acasă m-a luat direct în brațe și m-a felicitat și i-a mulțumit Domnului că ne-a binecuvântat din nou, declara Narcisa Moisa pe atunci.